Școala în pandemie este în continuare o provocare, mai ales la sate. Peste un sfert dintre elevi nu au acces la educația online. Deși Ministerul Educației s-a ocupat ca o parte din școli să aibă conexiune la internet, lucrurile sunt complicate când vine vorba de unitățile de învățământ din mediul rural. Din nefericire, nu toți părinții își permit un laptop, un calculator sau o tabletă. Noul termen dat de minister pentru livrarea către elevi a celor 250.000 de tablete este finalul acestui an. Cei care sunt în clasă au lecția, au o notă pe tablă, cei care sunt acasă au un filmuleț pe care îl vor urmări și de asemenea ne urmăresc și pe noi și vor pune întrebări acolo unde nu înțeleg sau rămân în urmă. Așa se desfășoară cursurile pentru elevii de la școala gimnazială din Breasta. Aici peste 400 de copii învață în scenariul galben. Mulți nu au laptop, tabletă ori calculator. Norocoși sunt cei ai căror părinți au telefoane performante. Luiza este în clasa 7-a, este premiantă. Zi de zi se chinuie să-și înțeleagă lecțiile pe telefonul spart al mamei. De obicei, profesorii ne cer două dispozitive, pe unul să urmărim ora și din când în când să mai citim câte o lecție sau să vedem un videoclip. Fără o tabletă este greu pentru că o dor ochii de la telefon, că stăm foarte multe ore cu ochii în telefon și... Cu tabletă i-ar fi mai ușor că e mai mare ecranul. Profesorii sunt și ei nevoiți să-și adapteze lecțiile în funcție de cum reușesc elevii să se conecteze la internet. În schimb și telefoanele nu dețin fiecare copil. Sunt familii cu mai mulți copii la școală, în diferite clase. Da. Și ei, prin rotație, dacă au un telefon mai performant, pe ăla îl folosesc. Tablete, nu. Le este greu, pentru că nu cred că toți au posibilitatea să aibă internet nelimitat, cum avem noi, spre exemplu, la școală, sau telefonul este al părinților, sau dispozitivul nu este la fel de evoluat. Conform unui studiu al World Vision România, 40% dintre copiii din mediul rural nu au participat la școala online în prima perioadă a pandemiei, iar explicațiile sunt multiple. Pe lângă imposibilitatea pentru familiile din mediul rural cu un venit mic de a asigura un dispozitiv pentru toți copiii, pentru elevii de la sate apare și provocarea unei conexiuni bune la internet.